În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Acolo unde vor fi adunați doi sau trei în numele meu, acolo voi fi și eu în mijlocul lor. Iubiți credincioși, ne aflăm în cea de-a doua zi a praznicului celui mare, a pogorârii Duhului Sfânt. Zi pe care o avem însemnată în calendare ca fiind prăznuirea Sfintei Treimi. Pentru a vorbi despre Sfânta Treime, ar însemna să intrăm în niște detalii care mie, unuia ca teolog, nu mi-ar face plăcere să vi le aduc în față, pentru că Sfânta Treime ar fi trebuit să fie prezentată prea scolastic. Și am să-mi încep cuvântul meu despre Sfânta Treime cu un lucru foarte practic. Ieri căutam icoana cu Sfânta Treime, după ce căutasem o jumătate de oră pe cea a praznicului cu pogorârea Duhului Sfânt. Știam că este o icoană mare, dar credeam că nu o să încapă pe iconostas. Și le-am zis băieților să caute una mai mică și n-au găsit-o și am zis, mă, pe cea mare știu unde, și am trimis și au găsit-o. Acum, ca să nu pățesc și astăzi același lucru, i-am pus de ieri să o caute. Și băiatul meu, pe care îl vedeți că ieșim împreună aici îmbrăcat în veșminte, Răzvănel Anton, vine lângă mine și întreabă, părinte, dar cum arată icoana? Nu o căuta numai el, o căuta toți ceilalți. I-am zis eu cam cum trebuie să arate și atunci s-a luminat la față și a, da, exact cum avem noi acasă. Iubiți credincioși, despre această icoană a Sfintei Treimi, pe care o aveți și dumneavoastră acasă, vreau să vă vorbesc eu astăzi. Nu neapărat că ați avea o icoană cu stejarul din Manvrii sau cu Mântuitorul, cu Dumnezeu Tatăl bătrân și cu o aureolă în semnul triunghiului, ci pentru icoana Sfintei Treimi pe care o avem acasă. Ce înseamnă acasă? Acasă înseamnă Sfânta Treime. Acasă înseamnă locul unde intrăm în comuniune, în primul rând cu noi înșine, apoi cu ceilalți de lângă noi. Praznicul de astăzi al Sfintei Treimi este un praznic al comuniunii și al comunității. Un praznic al familiei, un praznic al casei. Și veți spune, bine, dar ce vor face cei care nu au familie? Nu există așa ceva. Vă amăgiți crezând că nu avem familie, unii dintre noi. Toți avem familie. În primul rând, familia înseamnă cel din noi, după care înseamnă cel de lângă noi. Noi cu noi înșine facem o familie. Noi cu gândurile noastre, noi cu cel cu care ne certăm de fiecare dată când vrem să luăm o decizie, îl mai avem și pe Dumnezeu cu noi și facem o treime, adică o familie. Nu o să uit, dacă îmi rânduiește Dumnezeu toată viața, acea bucurie pe care am constatat-o la Răzvan atunci când a spus, da, icoană ca asta avem și noi acasă. Pentru că, într-adevăr, Sfânta Treime este casa noastră și să ne apropiem puțin și de înțelesul acesta al Sfintei Treimi din casa noastră. Sfânta Treime, spuneam că înseamnă comuniune. Comuniune, să știți că nu înseamnă neapărat să vorbim, ci mai ales înseamnă să ascultăm. Dacă vrem să fim în comuniune cu cineva, nu trebuie să vorbim cu cineva. Cred că este un lucru comun faptul că atunci când vrem să spunem despre niște oameni că se înțeleg foarte bine, spunem că se înțeleg din priviri, nici nu e nevoie să vorbească. Se uită unul la altul sau nu se uită unul la altul, și știe fiecare ce are de făcut. Asta înseamnă că, înainte de a învăța să vorbească între ei, au învățat să asculte foarte mult unul de celălalt și unul de la celălalt. Așa cum spunea Părintele Arsenie când vorbea tinerilor, înainte de căsătorie le spunea, copii, să fiți unul cu altul și unul pentru altul. Asta înseamnă, de fapt, Sfânta Treime. Ce să vă spun eu acum? Că la stejorul din Manvrii s-au arătat trei îngeri lui Avraam și s-a adresat Avraam ca și când vorbea cu unul singur. Să vă spun că atunci când Dumnezeu a vrut să-l facă pe om, s-a întâlnit într-un sfat în Sfânta Treime și a spus să facem om după chipul și asemănarea noastră. Să vă spun despre
tot felul de arătări, despre Sinodul I Ecumenic, unde Sfântul Spiridon, ca să vorbească despre Sfânta Treime, a luat o cărămidă de jos și a strâns-o așa de tare încât deasupra a ieșit focul jos, a picurat apa și a rămas cu țărâna în mână. Să vă spun lucruri pe care mulți dintre dumneavoastră poate le credeți povești. Nu, am să vă spun despre familia fiecăruia dintre noi, pentru că aceasta înseamnă Sfânta Treime. Sfântul Spiridon a arătat celor de la Sinodul I Ecumenic ce este Sfânta Treime, pentru că el, în chilia lui, așa și-a imaginat că ceilalți îl pot înțelege. Acum vei spune, da, dacă ar veni acum cineva și ne-ar face lucrul acesta, am crede mai mult. Nu, n-am crede mai mult. Dacă nu credem că Sfânta Treime este în casa noastră, nu putem să credem în țărâna care rămâne în mâna unui sfânt după ce am văzut focul deasupra și apa curgând. Dacă nu înțelegem Sfânta Treime din noi, înseamnă că n-am înțeles și nu vom înțelege niciodată Sfânta Treime. Sfânta Treime mai este și timpul, fraților. Trecutul, prezentul și viitorul sunt trei care ne fac folosință în același timp. Dar de multe ori trebuie să punem accentul pe trecut, altădată pe prezent, altădată pe viitor și altădată pe toate deodată. Sunt momente în viață în care mai bine să nu ne aducem aminte de unde am plecat și alte momente în viață că mai bine n-am ști cât va trece până ajungem undeva pentru că ne-am speria și n-am mai începe călătoria. Pentru că, de fapt, viața noastră este o călătorie mai mult decât o destinație, după cum este și mântuirea. Dar timpul înseamnă și împărțirea unei zile de 24 de ore în trei, tot în trei. Iată, Sfânta Treime se arată și în timpul nostru. În trei adică un timp pentru odihnă, un timp activ, adică pe limba funcționarilor de la 8 la 16, ca să stea la birou, să-l închide, să-l deschide exact când se face ora 8 să-l deschide și când se face 16 să-l închidă. Apoi mai rămâne încă un segment, o parte din treime, timpul nostru de acasă. Dar noi începem și amestecăm lucrurile. Ori stăm prea mult la birou și acele 8 ore să fac 10 sau 12, ori stăm prea puțin la birou și fac o oră sau două și după aia ne plictisim de moarte când facem pe celelalte. Cert este că nu este bine nici într-un fel, nici într-altul. Deși v-am mai spus de atâtea ori, îmi face mare plăcere să vă aduc aminte de pățania economistului de la Episcopia Buzăului din anii 80, când înalt preasfințitul, Dumnezeu să-l odihnească, Antonie Plămădeală, atunci când a primit, nu se numea atunci audit, se numea pur și simplu control financiar intern de la Patriarhie și au venit niște inspectori grozavi. Și de la început i-a dirijat, înapoi să zic un mitropolit, duceți-vă și căutați la economiștii noștri să vedeți acolo adevărate lucruri. Și au căutat oamenii și după o săptămână au încheiat procesul verbal în care toate s-au arătat că erau bine puse la punct și înapoi să zic, la sfârșit a zis, totuși, dacă sunt lucruri scrise frumos, v-a scăpat ceva, n-ați văzut ceva în plus la serviciul de contabilitate, la cutare contabil al nostru. Zice, n-am observat decât că și-a făcut treaba. Da, dar să știți ceva și poate că trebuie să știți. Vine în fiecare zi cu 2 ore înainte de a începe programul ceilalți și pleacă întotdeauna cu 2, chiar cu 3 ore după ce ceilalți au plecat și sunt de mult acasă. Și a spus, bine, inspectorul, revizorul, din acest moment vă rugăm frumos să desfaceți contractul de muncă, pentru că ceea ce am găsit noi acolo era o lucrare de 8 ore pe zi. Dacă a stat mai mult, înseamnă că este incapabil și vrem să nu plecăm la București până când îl dați afară. Să nu ne amăgim, fraților, că dacă ne facem utili, ne facem treaba mai bine. Nu. Îmi aduc aminte atunci când mi-am făcut dosarul pentru universitate să-mi ocup un post superior, a trebuit să stau la niște cozi în fața
unei doamne secretare onorabile de altminteri, pe care o pomenesc întotdeauna. N-am să o pomenesc în fața dumneavoastră, că nu e frumos să vorbesc, pentru că dacă era de față, îi spuneam să facă doi pași, dar nu este de față. Îmi pare rău și îmi cer iertare că vorbesc despre dumneavoastră ei. Am văzut că după ce am stat 45 de minute la acea coadă, când m-am apropiat, am observat de ce stăteam la acea coadă. Dumnezeu semna fiecare filă din dosarul nostru. Dosare care erau pe aici, pe acolo, identice, pentru că era obligatoriu ca în acel dosar, de exemplu, să fie o copie după monitorul oficial în care era scoasă la concurs poziția noastră. Și am întrebat-o, nu vă supărați, dar nu credeți că noi am stat aici la coadă ca mult ca să semnați dumneavoastră niște hârtii, pur și simplu hârtii, pentru că noi le-am copiat și nu este cazul. Și mi-a zis că nu, pentru că dumneai cu acea semnătură se făcea utilă, dumneai cu acea semnătură ne făcea să stăm în fața ei încă 45 de minute, cel puțin în plus, de ce? Ca să știm și noi cine este dumneai, cu care ne întâlneam pe încă 5-6 ani, când ne permitea vechimea acumulată și cărțile scrise, ca să mergem pe o altă poziție și cu același monitor oficial, iar să așteptăm să-l semneze. Asta înseamnă să te faci util. Este un lucru grav. Pentru că este un atentat la Sfânta Treime, fraților. La treimea celor 8 ore pe care eu personal atunci, n-am să uit și au trecut de atunci, să știți, fix 14 ani. N-am să uit pentru că mi-am mâncat acele 45 de minute din viața mea despre care mi se vorbește și altă dată. Pentru că a atentat la împărțirea pe care și așa eu o făceam cu greu și o fac și acum cu greu, ca să-mi împac și familia și să-mi împac și propriul meu organism, să-l mai las să mai și doarmă câteodată. Ce vreau să vă spun este că Sfânta Treime este echilibru înainte de toate. Dacă vrem să fim în comuniune cu cineva, trebuie să fim echilibrați. Nici să nu-l sufocăm prea tare, dar nici să-l lăsăm prea mult din mână. Și aici iar îmi aduc aminte de Părintele Arsenie, pe care atunci când am plinit vârsta de 85-86 de ani, l-am găsit la spital, într-o chilie improvizată acolo. Nu puteam să zicem rezervă, pentru că i-am fi zis rezervă dacă o ocupa un bolnav normal. Dar Părintele Arsenie nu mai era un bolnav normal, era bolnavul nostru, toată lumea duceam pe acolo și se transformase acea rezervă în chilie și eu pot să zic decât chilie. Și m-am dus și, bineînțeles, când am văzut câtă lume e pe acolo, maicile mi-au făcut imediat loc, am dus și am vorbit cu părintele și după vreo 5 minute eu deja dădeam să mă retrag. Și părintele zice, ce stai așa, dar unde te grăbești așa? Păi știți că n-aș vrea să vă obosesc prea tare. E ce da, dar nici prea puțin. În toate trebuie un echilibru. Asta înseamnă Sfânta Treime. Eram în comuniune cu părintele și îmi spunea niște lucruri fantastice pe care le țin minte toată viața. Și totuși, atunci când a vrut să mă retrag, a spus nu acum, pentru că nu trebuie să mă lași chiar așa, pentru că după tine o să vine cineva care să mă plictisească. Și am mai stat și bine că am stat, pentru că atunci am aflat niște lucruri extraordinare și tot e vorba de Sfânta Treime, de comuniune. Am învățat, de fapt, de la părintele că mi-a spus, tată, la vârsta asta îți imaginez că eu puteam să nu mai fiu de mult. Atunci când m-au luat prima dată, zice, m-au condamnat 40 de ani la temniță grea. Când m-a întrebat cineva acolo în pușcărie, bă, câți ani ți-au dat? Pentru ce ești aici? Zice, păi, pentru nimic, ca toți ceilalți. Zice, dar câți ți-au dat? 40 de ani. Ce du-te, bă, că pentru nimic îți dădea 25. Și zice, eu puteam să mor de atunci, dar uite că m-a ținut Dumnezeu până acum. Dar știi de ce m-a ținut până acum? Ca să vă învăț și pe voi ce înseamnă suferința. Zice, să știți că Mântuitorul a suferit pe cruce nu pentru că îi străpungeau piroanele, mâinile și picioarele, mai mult decât pentru faptul că era gol înaintea mamei sale. Zice, voi sunteți niște fericiți, aveți soții și Dumnezeu, după câte am constatat eu, le ține să trăiască mai mult decât voi, preoții de mir, soții care vă pot
alina, vă pot întoarce după parte pe cealaltă și rușinea voastră nu mai este ca a mea aici când mă aflu gol în fața tuturor. Iată ce înseamnă comuniunea și iată ce înseamnă Sfânta Treime. Omul dobândește prin puterea Sfintei Treimi această posibilitate de a spune și celorlalți ce se întâmplă. Și iată că la vârsta aceea, Părintele Arsenie constata ceva nou. Și o să spunem, bine, da, a învățat toată viața. De atunci, să știți că Părintele a mai trăit încă 13 ani și a mai învățat și altele. Și ultima lecție pe care am învățat-o de la Părintele era cu vreo 10 zile, maxim 2 săptămâni, înainte de sfârșit. M-am dus, Părintele deja nu mai putea să mai meargă, dar ieșea dus de maică în pridvor acolo, în ciardacul mărginit de femeia samarineancă, care toată copilăria mea a scos apă cu o funie din fântână și ne spunea mereu că, vedeți, o cheamă Fotini, zice, am și eu o fiică duhovnicească, lucrează la pâine, tată. Și mereu îi spun, uite, soro, și ies din chilie și arăt, uite, o cheamă ca pe tine. Ei bine, Părintele era în scaun, în spate era maica și m-am apropiat și Părintele făcea ceea ce a făcut toată viața, s-a rugat. Dar am văzut că nu mai ajutau puterile să spună rugăciunile astfel încât să înțelegem și noi. Dar am văzut aceeași atitudine, aceeași dorință ca Dumnezeu să-L asculte în mijlocirea Lui. Și acum nu mi-e jenă să vă spun că nu se înțelegea mare lucru, dar se înțelegea totul. Ridica mâna și începea să binecuvinteze, să pună mâna pe cap și mi-am dat seama că nu cuvintele contau, ci atitudinea care mă făcea să intru în comuniune cu El. Asta înseamnă Sfânta Treime. Asta înseamnă icoana pe care o am și eu acasă. Iubiți credincioși, Sfânta Treime nu este un capitol de dogmatică. Sfânta Treime este o realitate a vieții noastre. Ne întâlnim cu ea acum după ce ieșim din biserică. E posibil ca eu să-mi găsesc mașina blocată de o caracatiță, pentru că e în cursul săptămânii și mașina mea este fix lângă un semn de circulație pe care eu îl cunosc, dar nu știu ce caut acolo. E chiar lângă gardul bisericii noastre. Ca să zicem așa, e la locul de muncă. E posibil să găsesc acolo. Și dacă m-a dat Dumnezeu această bucurie, m-aș simți mângâiat, pentru că mi-aș da seama că, într-adevăr, în afara zidurilor bisericii, este împărăția cerurilor. Împărăția cerurilor nu se mărginește la zidul pe care noi, din păcate, trebuie să-l încuiem când plecăm, ca să nu ne mai dispară tot ceea ce înseamnă fier, care poate să fie vândut, care înseamnă tot ceea ce este pe lângă biserică și trebuie să încuiem. Încuiem pentru niște nemernici care n-au de ce să agăța și le zice lumea magneți. Cum trece magnetul să dispară și să atragă tot fierul, așa trec și ei prin curtea bisericii noastre și trebuie să o încuiem. Dar mi-am dat seama că împărăția cerurilor începe poate chiar cu acel semn lângă care eu mi-am parcat mașina. Iubiți credincioși, Sfânta Treime, așa cum am spus, nu este un capitol de dogmatică, ci este un capitol din viața noastră. Și mergem acum din biserică și ne întâlnim cu oameni cu o altă atitudine, cu oameni grăbiți, dar noi ce putem să facem? Să îi schimbăm pe ei? Nu, să ne schimbăm pe noi. Pentru că ce-ar însemna să mă iau eu la ceartă cu cel care atâta știe? Are, dacă s-ar întâlni cu un extraterestru, frații noștri ar avea așa, în mâna stângă, manualul de fizică, în care scrie clar despre legea gravitației, și dacă îl vede pe extraterestru că este la jumătate de metru deasupra Pământului, are în partea dată chitanțierul ca să-i taie amendă, că de ce a încălcat legea fizicii, legea gravitației. Așa s-ar putea întâmpla și cu noi. Ce vreau să vă spun este că viața este capitolul Sfintei Treimi din sufletele noastre.
ca să înțelegem ce înseamnă Sfânta Treime, ca să înțelegem că noi dacă ne întâlnim cu un om și vrem ca Dumnezeu să fie în mijlocul nostru, noi trebuie să fim cei care să ascultăm și El cel care vorbește, El cel care ne mustruluiește, El cel care ne ceartă, pentru că numai așa se poate așeza înțelesul Sfintei Treimii între noi. Pentru că noi vreau să plecăm de aici, de la biserică, cu înțelesul profund asupra faptului că Sfânta Treime este în noi. Este icoana în care îl vedem și pe Dumnezeu. Și dacă ne uităm în oglinda sufletului nostru, cu siguranță că vom vedea în Sfânta Treime toate persoanele, pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Și ne putem vedea și pe noi în copilărie, în adolescență, în situația în care suntem astăzi și în viitorul pe care fiecare dintre noi și-l scrie ca să știe pe unde va trece viața lui. Iubiți credincioși, ne rugăm astăzi, încă fiind în praznicul pogorârii Duhului Sfânt, ca Duhul Sfânt să coboare în noi cu înțelesul Sfintei Treimi. Noi suntem datori de a așeza Sfânta Treime în viața noastră, în familia noastră, pentru că lucrurile adevărate sunt cele pe care le trăim noi. Și trăim într-o lume frumoasă, dacă o vedem frumos. Se spune că cineva a bătut la poarta unei cetăți. Înainte și cetățile erau îngrădite cu ziduri, cum sunt zidurile noastre acum. Și a întrebat pe mai marele, înainte nu îl întrebai pe edil, îl întrebai pe cel mai înțelept, cum sunt oamenii de aici. Și l-a întrebat înțeleptul acela, în bătrânețea lui, în înțelepciunea lui, ce, dar tu de unde vii? Cum erau oamenii de la care ai plecat? Erau buni sau răi? Deci erau buni, să știi că și aici sunt și mai buni. Și a plecat. Și era un copil care asculta, cam cum era Răzvan pe lângă mine ieri. Și după câteva minute vine alt om și întreabă, domne, cum sunt oamenii în cetatea asta? Și l-a întrebat la fel, dar tu de unde vii, cum erau oamenii, buni sau răi? Zice, răi, răi, niște câini. Deci aici să știi că sunt și mai răi. Și a plecat omul acela. După care puștul s-a dus și l-a întrebat, ce, nu te supăra, tataie, dar ai dat niște răspunsuri atât de diferite la niște întrebări pe care le-ai pus, care au avut aceeași țintă. Ce te-a apucat? Zice, da, tată, să știi că omul găsește ceea ce are deja în sufletul său. Și noi, dacă vom ieși după gardul acestei biserici, vom găsi lumea pe care am lăsat-o aici. Dacă aici am venit să ne facem mai buni în biserică, vom găsi și pe vecinul nostru bun. Și poate că va rândui Dumnezeu ca toba lui bătută prea tare să nu mai fie auzită de noi, ca motorul lui diesel dat și accelerat la blană să nu mai fie auzit de noi. Și atunci ce vom găsi? Lumea din noi pe care astăzi pogorârea Duhului Sfânt continuă să ne mângâie cu ea. Este o lume frumoasă dacă o vedem frumos și este o lume rea și câinoasă dacă noi avem în suflet numai și numai lucrul acesta. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca în drumul spre casă să găsim lumea pe care o construim frumos și la slujbe, dar și în casă. Pentru că Sfânta Treime face parte din viața noastră. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.